Cea mai gravă este problema teodiceei. Asta e un cuvânt pretențios, mai pe românește sună așa. Bă, în lume s-au născut niște monștri, da? Fie personalități, fie găști care sunt cumpliți, sataniști, cei mai mari criminali și care fac grozăvii. Cum dă Dumnezeu, care este atot puternic, dar și atot știutor și știe din vecie ce se va întâmpla, îi lasă pe ăștia să facă grozăviile astea, în vreme ce fiind atot puternic, ar găsi N mijloace de a-i stopa. Dar eu m-am gândit, dar cum de-i lasă să nască? Dar așa, până să facă, ei să nasc. Și Dumnezeu știe foarte bine exact și ce vor face, și ce vor gândi, și ce vor spune, și ce impact o să aibă acțiunile lor abominabile. Și atunci unii s-au întrebat, păi bă, dacă știe chestia asta, cum nu e milă și de aia că o să ajungă în fundul iadului și de aia pe care îi nenorocesc, ce Dumnezeu face asta? S-a pus problema asta. Cum de nu ia măsuri? Tu ce răspunzi la asta? Dumnezeu are o pronie și va scoate dintr-un rău mai mult bine decât poate produce rău. Foarte bun. Să vede că ești ucenicul meu, fie și la distanță. Ăsta e răspuns. Pentru că unii spunea că îi lasă să vadă ce vor face și îi lasă libertatea. Păi dar știe ce va face. Chiar dacă nu e predestinat, nu l-a obligat Dumnezeu și nu e un robot care face un program, dar Dumnezeu știe foarte bine că ăsta nu se va pocăi și va face niște grozăvii. Știe perfect și când și cum și minutul secunda. Și cu toate că știe că se va produce crima și accidentul și asta, nu oprește. Vor fi victime nevinovate, da? Mii de oameni, milioane vor suferi de pe urma asta și Dumnezeu ar fi putut să taie. Dar răspunsul tău e foarte bun. În economia generală, de ce îi lasă pe draci? Hai, ce mai vorbim de Stalin, da? Da, dracii pe aia nu putea să-i stârpească, nu mai există draci. Și atunci se rezolvă o droaie de lucruri. Păi lasă și pe draci care sunt numai răi, pentru că oamenii sunt și răi și buni. Dracii sunt exclusiv răi. Păi îi lasă să acționeze și nu numai că îi lasă, e pronia care are în vedere și are în control totul și știe Dumnezeu de ce lasă să se întâmple niște grozăvii pe care foarte ușor ar putea să le preîntâmpine, nu că să le oprească, dar nici să n-ajungă la faza de le face, nu de le frâna. Ne-am înțeles? Era obligat? Și fiți atenți, cuvântul ăsta zice Dumnezeu nu vrea rău, dar îl îngăduie. Păi îmi îngăduie ca și cum eu nu vreau să fac asta, dar hai bă, uite, te las că nu știu ce. A îngăduie eu tot un act de voință, mai ales la Dumnezeu. Nu e ca un om care eu nu vreau să se întâmple asta, dar hai că n-am încotro sau cine știe treacă de la mine. Nu e așa la Dumnezeu. El lasă toate lucrurile cu pronie, cum ai zis tu. Aia a fost vorbă mare, ține-o și dă-o mai departe. Și dacă noi nu înțelegem cum e posibil să lase pe Hitler sau pe Pol Pot sau nu știu ce, lasă așa, cum a căzut. Hai să afli, dacă ești chiar curios, de ce l-a lăsat sau de ce mi-a murit copilul sau de ce am divorțat sau de ce sunt bolnav de cancer, de ce se întâmplă, ce se întâmplă acum în lume și ce o se întâmple când Dumnezeu știe. Dar mi-am dat seama tot de ceva ale proniator. Aia trebuia, chestia aia, sau omul ăla să dispară. Fie persoana, Ceaușescu, fie comunismul, sau RSS-ul. Deci, ce, Imperiul Otoman, sau ceva care a dispărut, n-a dispărut de bun ce era. Și Dumnezeu a zis până aici, băieți. Chiar dacă în locul lui vine o belea și mai mare, aia tot nu avea ce să mai continue. Ce zici de asta, băiete? Și cum de la sine nu s-ar fi dus, urmează niște factori care fac năvălirea barbarilor, nu știu ce, mai colapsează și interior, sigur, să năruie și interior. Uite Occidentul prin ce grozării trece așa și cât l-am admirat și Suedia era un model, am stat 11 ani acolo, ce bine era acum, ce aud de din ce, de fiecare zi mai rău acolo și am și pe fii mei, am și prieteni acolo,
mă gândesc, bine că am plecat, nu m-aș întoarce, nu știu ce, dar când eram eu, nu era, era, toată lumea era cu ochii lei, dar au făcut niște lucruri pentru care Dumnezeu zice, băieți, s-a dus modelul ăsta. Și nu numai Suedia, e valabil cu foarte mult. Deci, nu ai ce să regreți sau căderea Bizanțului sau orice. Orice. Dacă a căzut, trebuia să cadă. Era putred și nu mai avea de ce să stea. Ce zici de chestia asta? Sunt perfect de acord. Tot proniator e? Absolut. E proniator. Bun.